Criza se simte și în hala din piața Cibin, unde se vând produsele obținute din lapte. Comercianții spun că vânzările au scăzut simțitor în ultima perioadă. Pentru a-și vinde produsele, sunt dispuși să negocieze cu clienții și să lase prețul mult mai jos decât cel afișat. Brânza telemea, brânza de burduf în coajă de brad sau afumată. Oferta este bogată, însă comercianții se plâng că vânzările au scăzut chiar și de 3 ori de la începutul anului. Cum merge vânzarea în perioada aceasta? Foarte, foarte prost. Ne așteptam să fie rău, având în vedere că anul ăsta e criza asta economică și așa, dar nici chiar așa. Se vede că nu au oamenii bani, nu au. Vină și i-ar lua săraci, că marfa e bună și așa, dar nu au. Merge foarte, foarte rău vânzarea din cauza că nu sunt bani. Negociem, dăm cum vrea clientul, nu avem la cine, avem chiriile foarte mari, deci perioada de iarnă e foarte, foarte greu. Are lumea bani, de unde? Dacă salariile sunt mici, oamenii de unde să aibă bani? Dacă ei au bani, avem și noi. Unii clienți au simțit că e rost de tocmeală și vin la piață pregătiți să negocieze la sânge. Nu așa că nu e multă. La 18 lei, uite, mai fac o reducere, de 14 lei toată. Ce ziceți? Mă, hai că bătai. Nu, cam e multă și nu rămâne cu mâini. Așa, pe jumătate. Cumpărați des? În fiecare săptămână. Prețul cum este? Prețul? Negociem. Un kilogram am cumpărat. Cam la 2 săptămâni un kilogram. Nu mâncăm prea mult lactate și mai diversificate, așa, nu numai brânză. Crescătorii de ovine spun că anul acesta nici producția nu a fost ca în alți ani. Este aproape suficientă, dar oricum e mai puțin decât în anii trecuți. Anul acesta a fost un an cu o producție foarte scăzută de lapte la oi. Sunt diferiți ani din cauza ploilor, schimbările de temperatură care au fost bruște, iarba s-a mânat și producția de lapte a scăzut. Comercianții speră ca în preajma sărbătorilor vânzările să meargă mai bine și să recupereze din pierderi.